Take me up to heaven. Heaven, heaven. Yeah, she got me reaching still. Still. Nothing to stop. Salut! Eu sunt Narcis și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Școala de Trading. Astăzi o să vorbim despre Bitcoin. De ce? Pentru că mai sunt 8 zile și se închide luna, ba chiar se închide și anul și o să vă arăt ceva foarte important la ce trebuie să vă așteptați în următoarea perioadă și în funcție de cum se va închide lumânarea pe 12 luni, vom ști exact ce ne așteaptă anul viitor. Totodată, nu uitați, puteți oricând intra pe canalul de Discord, da? Unde aveți 30 de zile gratuite ca să vedeți cum fac eu analiza, cum gândesc, cum poate să vă ajute. Practic este o rubrică specială pentru semnale, mai exact o analiză tehnică. Vă arăt unde ar trebui să intrați, unde ar trebui să luați profit, da? Și o să vedeți comunitatea că sunt de câteva zile, poate chiar două săptămâni, unele persoane și ce rezultate fantastice au. Bun, haideți să începem și să vedem cum arată Bitcoin-ul. Bun, poate vă întrebați de ce Bitcoin-ul tot nu are un pullback sau tot nu scade sau nu, de ce tot urcă. Bun, ideea este că mai sunt 8 zile și se închide anul, ceea ce înseamnă din trecut, ca și experiență, are nevoie să testeze rezistența de pe sfârșit, de pe 12 luni, de pe 6 luni, da? Pentru că acum se închide în 8 zile anul. Da? Totodată o să vreau să vă arăt și o să mergem un pic pe BLX, să vedeți ce înseamnă rezistența de la 46.200. O să mergem să analizăm această rezistență în trecut. Da? Gândiți-vă că am avut rezistența asta fix la 13.899, adică aici este. Da? Apoi am avut, aici am creat maximul, s-a închis lumânarea și s-a deschis următoarea lumânare și a început corecția. Da? Fix anul următor, adică cum ar fi la noi acum 2023, a mers și a testat fix până la sfârșitul anului 13.899. Nu s-a închis peste, doar l-a testat și a căzut. Bun, ce vreau să înțelegeți? Da? După ce a căzut, da, a avut un pullback, adică a avut o corecție din vârf, de 71%. Gândiți-vă că același lucru se poate întâmpla și acum. Dar, cum aflăm chestia asta? Haideți să mergem mai întâi să... Două secunde. Să trasăm un Fibonacci. Și trasăm un Fibonacci de jos până sus. Adică din cel mai jos punct, adică 16.488 de când a început anul, până în maximul de la 46.210, da? Primul nivel la care trebuie să avem un pullback, da? Este 0.38. Dacă ține 0.38, adică 31.000, până aici orice ar fi trebuie să coboare, da? Asta în condiții în care nu se închide lumânarea peste, da? Dacă lumânarea noastră se închide peste, da? Sunt șanse foarte mari să ia suport 46.200 și să meargă mai sus, spre 85. Dacă se închide sub, pullback-ul ar trebui să fie până la 31.000, primul target. Următorul, 27, următorul, 24. Gândiți-vă ce înseamnă, ce ar însemna de fapt 71%. 71% poate să însemne chiar și 13.000, da? Deci putem avea o corecție și mai agresivă, da? Dar să presupunem că se va opri fie la 31, fie la 27, fie la 24, adică să țină primul nivel, al doilea sau al treilea. Ăstea sunt nivelurile cheie la care prețul ar trebui să reacționeze, da? Poate să oprească la 31, să mai ducă încă o dată la 46 și apoi să meargă și mai jos, sau la 31 poate să urce direct la 46, să rupă, să dea suport și să urce direct spre 85, da? Gândiți-vă că 85.000 acolo e targetul unde ar trebui să urce, da? Bun, în principiu cam asta ar trebui, cam la asta mă aștept până la sfârșitul anului. După cum ați văzut, majoritatea altcoinurile ușor, ușor au început să miște, ceea ce înseamnă că sunt șanse ca din ianuarie încolo să vedem o putere mai mare pe altcoinuri și să vedem cum explodează, da? Depinde ce va face Bitcoin, dacă coboară ușor și trage de timp, o să avem un altcoin season care o să înceapă sau mai trage de timp. Bun? Vreau să știți că pe canalul de Discord, da, o să vă arăt acum
ce o să găsiți pe canalul de Discord? Practic avem mai multe rubrici, da? Nu uitați, aveți 30 de zile acces gratuit, da? De ce fac lucrul acesta? Fac lucrul acesta pentru că vreau să vedeți cum gândesc eu și ce puteți învăța de la mine. Dacă vă doriți, da, puteți oricând, da, să accesați, să învățați anumite chestii și dacă vă e suficient, nicio problemă. Dacă nu, scopul meu e să vă ajut cât pot de mult. Dacă vă doriți să rămâneți în comunitate, de ce? Pentru că în fiecare zi postez o monedă, adică eu sunt conștient că oricare dintre voi, dacă respectați și mai și învățați lecțiile pe care le-am pus aici, sigur o să puteți să faceți bani încât să vă puteți acoperi toate cheltuielile, ba chiar să și rămâneți cu o grămadă de bani. De ce? O să vă arăt și rezultatele obținute de colegi, da? În fiecare zi. 16%, 6, 7, 26, 50%, 50 de dolari aici, 14%. Adică atâta timp cât respectați ceea ce vă spun eu, sunt șanse foarte mari să fiți profitabili, da? Asta ca să nu mai pierdeți voi timpul să faceți analiza. De ce? Pentru că eu fac analiza pentru voi, vă arăt unde ar trebui să intrați, ce să așteptați să rupă, să testeze și apoi să intrați. Da? Adică în fiecare zi postez monede cu potențial fie 2% pe cripto, fie analiza Bitcoin-ul, nu puteți. Bitcoin-ul nu puteți să faceți pe Bitcoin sau Forex. Da? Pentru că eu tranzacționez în ultima perioadă Forex. Adică US100, aur și euro. Eu, mie îmi place foarte mult euro. Da? Nu știu, mă înțeleg foarte bine cu el și l-am învățat foarte bine. Da. Totodată aici aveți și rezultatele, da? Astea sunt rezultatele mele zi de zi pe care le postez, da? Am două conturi pe care fac de asta, sunt două. Adică pe unul am postat 90, am făcut, și pe unul am făcut 255, da? Adică ca să înțelegeți că eu asta fac zilnic și de asta și stau și vă ajut, dacă vă doriți să învățați, bineînțeles. Dacă întâmpinați probleme, oricând puteți să-mi lăsați un mesaj sau puteți să mă sunați dacă nu puteți să vă conectați pentru că am înțeles că sunt mai multe probleme de la, nu știu, server sau la ceva și trebuie să ștergeți și să repuneți din nou. Da? Bun, vreau să vă urez Crăciun fericit, vreau să vă doresc sărbători fericite și tot ce vă doriți, multă sănătate, baftă și Doamne ajută!